Teo s-a pregătit. De la dumneavoastră am înțeles, printre primii, cât de important e să ai grijă de tine și să porți mască de protecție. Și am zis așa. Și am zis așa. Să vă chem în emisiune ca să vedeți cât de mare dreptate ați avut. Și ne-am întrebuințat. O să facem un experiment, cum i-a zis Bursucu. Hai să vă spun, apropo de măști, că eu se pot dezinfecta, nu trebuie să le arunci, că sunt alea care sunt... Nu, doamna tatăl, stați aici, că mă descurc eu cu masa asta. Dar alea nu sunt bune, măștile alea. Trebuie măști din alea. Sunt bune. Vedem împreună. Asta e. Vă dumneavoastră purtați câte două? Deci în avion. Da. Port două măști. Corect. O mască de aia cu ventil, care se folosește pentru a te proteja pe tine, da, să nu vină, și peste ea se pune masca simplă care îi protejează pe aia dacă tu ești îmbolnăvit, înțelegi? Da, da. Și mai ales dacă stai 3 și ore. Și cum respirați prin amândouă? Foarte bine. Foarte bine, nu? Dar e scumpă. Costă 35 de lei. E adevărat. Ia zi, ce ai aici? Avem aici gheață carbonică peste care vom pune apă. Dinăuntru vor ieși un fel de aburi, așa, care sunt de fapt condensarea apei din atmosferă, exact așa cum se întâmplă în cazul norilor. Ce mișto e. Stați așa să vrei să pun și eu apă? Da, în cealaltă? Eu am pus apă când am făcut cârnații duminică. Cârnații se fac cu apă în ticaie. Bun. A, ce Bursu, mișto e. Asta este de făcut la undela de facem, facem. Bursuc, o să te rog, că am nevoie mare de ajutorul tău. Ia, te rog frumos, o mască, dar înainte. Da. Te rog frumos. Asta e masca ca să nu iei. Exact, o secunjoară. O să te rog să rostești un cuvânt. Nu, ia tușește. Dar tușește, te rog, astfel încât să văd eu cum se împrăștie virusul în momentul, orice virus de altfel, în momentul în care ai tușit. Bun. Acum, te rog să spui masca și să faci același lucru. Pune-o peste nas. Peste nas, sub gură. Perfect. Și acum, fă exact același lucru peste zăpada carbonică. Nu se mișcă. Deci asta mă păzește pe mine. Da. Deci eu o mască bună. E bine să folosim masca. Dar măștile alea de frumusețe, ce zici? Nu, alea nu-s bun. Alea nu spune de nimic. Nu știu, hai să vedem, că până nu încercăm, nu... Nu ne pronunțăm. Au și de mai întrebuie aici. Și de firmă. Spuneam că zăpada carbonică am amestecat-o cu apă, iar ceea ce vedeți dumneavoastră este condens din atmosferă, exact ca în cazul norilor. Așa se formează norii. Mai iese dar mai puțin. Vezi? Nu, nasul trebuie să fie pe nas intră virusul. Acum, bravo. Nu pe gură. Așa. Perfect. Asta e, deci e ca și vă băgați? Cum ce nu, să vede. Stați așa, da, să mai pun niște apică. Avem aici o mască. Eu am de-aia. Onuță. Hai să folosim fără mască întâi. Vedem cum facem. Haideți să punem aici. Stați așa. Ideea este că nu trebuie să tușești. Poți numai să răsufli. Nu, exact. Răsuflați. Asta. Deci poți să numai să răsufli și să-l dai virus. Două secunde. Chiar dacă tu nu știi că ești bolnav. După ce face bursucul, răsuflați dumneavoastră acolo. Ia să vedem, doamna tatăl. Ca să vedem ce se întâmplă. Așezați-vă la nivelul... Așa. Joshi. I. Autor. Bun. Integrală. Cu P. Ia încercați cu P. Un cuvânt cu P. Stați așa. Polit. Stați așa. Pip. De asta am fac. Pipe 4. N-am ce să fac, să se vadă bine. Politică. Bun. Și acum cu mască. Zice niște politică și punem masca. Politică, nu politică, se mișcă aproape politică, nimic. Politică. Deci eu dacă stau aici, nu mă atinge. Exact. Deci mă dau de el, de amintea cocoșului. Păi amintea cocoșului, dar sunt foarte... Suflu așa. Tot nu se mișcă. Nu se mișcă, deci e, chiar dacă suflu... să vedem. Ce e asta? În cazul în care noi suflăm... Da. Foarte tare, fără mască, doamna tatăl. Să vedeți ce va face aburul acesta. Aburul... O să stingă lumânarea.
Pe bune? Vrei să suflu eu? Da, pot să sufli. Sau poți să sufli tu dacă vrei. Nu. Poți să. El are capacitate pulmonară. Atenție. Mai mare. Ok, aveți dreptate. Și atunci nu e. Teo, de acolo, te rog. Hai, Teo. Atenție. Imediat. Stai. Deci, imaginați-vă că cineva strănută sau tușește spre dumneavoastră care sunteți aici, în capătul acesta. Ia să vedem. Și... lumânarea este mai sus și... nu-mi iese! Ai avut noroc! Nu-mi iese! Ai avut noroc pentru că lumânarea este mai înaltă, da, și de asta. Da, dar, da, normal, da. Lumânarea se stinge dacă... Stai așa să mai încingem aici. Nu băga mâna... nu? Scuzați, n-am știut. Îți trebuie formă glicerină de-aia. Așa, hai să știut. Mai încercăm o dată, ia. Și ce înseamnă dacă se stinge lumânarea? Înseamnă că efectiv vezi cum virusul ajunge până în partea cealaltă. Dar lumânarea este prea sus pe e suport. E prea sus, n-am ce. Și n-am nici cum să o scot. Da, hai că reușește, doamna tată. Hop! Aia a fost, deci, da. Deci profa de mate... din toate te scoate. Nu, da. Ideea e următoarea. Dragilor, care vă uitați la noi. Masca... dacă o purtați sub nas, mai bine nu o purtați deloc și nu vă murdăriți fond de tele. Masca, rolul ei e să acopere chestia asta, că pe aici uitați intră de, virusul. De microfon. Pe aici intră virus. Mi-au pe explicat nas. Și... păi, de virusul intră pe nas, nu pe gură. De asta spuneți că foarte mulți oameni, adică am văzut și noi, poartă masca așa. Inclusiv intelectual politici. Asta este, așa, da? Mai bine nu o porți. Deci, trebuie... deci masca purtată așa este inutil. Deci virusul aici intră. Pe aici intră. Poți să-l dai pe gură. Dar pentru ca să te protejezi pe tine, trebuie să... dacă vrei să nu te protejezi, treaba ta. Doamna Monica Tatoiu, după cum puteți vedea, a pus masca invers, fiți atenți, și vreau să facem și experimentul ăsta. Chiar, dacă se poate. Da, se poate bine. Să greșim. Dacă aveți masca invers, avem una nouă aici. Eu nu port de asta, eu nu știu. Nu contează, e foarte bine, se poate, oamenii pot greși la fel. Hai să vedem ce se poate întâmpla. Eu am de-aia cu cremă. Deci iau masca. Hai să vedem ce se poate întâmpla. Stai să mai punem. Și-o pun invers din greșeală. Uite-te, explică-l, uite aici. Are chestia asta pe din afară. Da, dar mă grăbesc să zicem, nu văd bine, să zicem, pun din greșeală masca invers. Așa. Ia să vedem dacă merge. Cu verdele... hai verdele să vedem dacă nu... masca da, cu verdele invers nu. Îl protejează pe celălalt sau nu îl protejează. Are fix același efect. Deci asta cu scuza cu domne am pus masca invers nu merge. Nu. Am tușit, am strănutat. Masca te protejează chiar dacă este pusă corect sau nu. Ea are ceva aici, niște chestii. Da, 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 da. Și un prieten deci, chiar ne spunea nu, că... deci trebuie pusă, să nu ne facem de râs. Nu, în mod normal trebuie cu partea albă în interior. Dar probabil dacă din greșeală... Probabil că asta e ca o plasă care mă oprește. Exact. Dar, repet, eu am luat în considerare și situația în care din greșeală pui masca invers. Tot e ceva. Așa, ne-am întors în platou, alături de doamna Monica Tatoiu, pe care n-am chemat-o doar ca să-i demonstrăm încă o dată că a avut dreptate recomandându-ne și nouă să purtăm masca de protecție, ci și să-i cerem câteva sfaturi de viață, pentru că lumea vă scrie și știți foarte bine că vă scrie. Face plăcere să răspund. Sunt probleme, la bătrânețe nu prea mai ai problemele tale de viață, că le-ai rezolvat sau le-ai intrat în cofă, dar e o plăcere să poți să-i ajut pe alții, pentru că ideea e următoarea când ești dascăl. Să-l ajuți pe unul să nu treacă prin ce ai trecut tu. Ha? Păi și cu metoda numai... aia, numai bine de el cu capul... știi ce se întâmplă? La câte cucuie ți-ai în ziua de astăzi, mai bine... mai ferești unul. Mai ferești unul și atunci folosiți. De protecție. Întrebare. Da. Nu știu exact care e situația acolo. Am o bănuială, dar mă rog. O doamnă care și-ar dori să iasă dintr-o relație toxică și vă întreabă cum ar fi înțelept să o facă. Să o facă brusc, să o facă treptat, să o mai edulcoreze nu un pic. Relații. Poate să fie o relație de o săptămână. Aia poate să fie toxică, brusc, că
Ai inhalat ce nu trebuie de la început. Dar n-ai purtat mască. Problema e următoarea. Dacă relația este de o anumită lungime, da? Lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Și atunci nu reacționez. Că într-o zi, dacă te uiți la ăștia cu bioritmul, cu feng shui-ul, cu astrologia... A intrat Mercur retrograd. Deci, e Mercur retrograd, este nu știu ce, e de apă, e de foc, e de nu știu cum. Și atunci nu impulsivitatea poate să distrugă o relație care altfel ar putea să meargă. El are o problemă la serviciu, nu spune ca să te protejeze și din nimic poți să distrugi ceva. Și atunci, la relațiile de lungă durată, nu reacționezi impuls. Dar dacă stai într-o relație de lungă durată și cu toate astea tu înghiți foarte multe pe parcursul relației... Să știi că într-o relație de lungă durată nu înghiți numai tu. Hai păi să nu, înțeles, da? Da? Înghite și ăla. Toxic este. Nu, păi, e toxic pentru mine, ești toxic pentru ăla, da? Și cum facem să rupem treaba asta? Eu n-am întâlnit până la 65 de ani o relație care să nu fie toxică din când în când. Funcție de Mercur, retrogradă, nu știu care. Deci orice relație... De deci, bineînțeles, mie să nu spuneți că puteți să mergeți cu mașina în fiecare zi și măcar o dată să nu pățești ceva. Dai într-o groapă. Să dai într-o groapă, să nu fii atent, să-ți oprească poliția că ai trecut pe galben. Deci, chestia asta, nimic nu este perfect. Nu există nimic perfect pe lumea asta. Și atunci când hotărăști să ieși? Întâi de toate... În momentul în care simți că ceva nu merge, începi să fii mai atent la detalii. Întâi încerci să repari. Doar tu sau trebuie să te urmeze și partenerul pentru că altfel pici de prost? Bărbații, scuză. Gădeți că nu mă stau așa, iau-te mă, ia. Bărbații sunt copilăroși, cordonul la umbilical. Bărbații, nu poți să le ceri să fie rațional. Uită-te în politică, că numai bărbați sunt de unde a ajuns lumea asta. Deci, bărbații lor nu poți să le ceri înțelepciunea și ceva ce femeia are odată cu ovarele. Lasă-i să copilărească. Nu. Pe bărbați. Noi avem această capacitate de a optimiza din mers, de a vedea lucruri pe care bărbatul nu... Asta nu înseamnă că bărbații nu au alte calități. Absolut. Da? Eu vorbeam de relații. Deci, femeia este cu cuibul, cu mama răniților. Tu poți să faci. El nu-i cere bărbatului. Bărbatului trebuie să-i faci ca doctor, îi scrii rețetă. Faci asta, faci asta și dai senzația că el a făcut-o. Dar o faci tot tu dacă vrei. Eu am avut 3 căsătorii și mă uit în jurul meu la ăia care... Deci, ideea e femeia are o responsabilitate mai mare că i-a dat Dumnezeu ceva ce voi n-aveți. Bun. Are rău pentru Fiți voi. Atentă. O întrebare... Și mi s-a părut absolut senzațional deci, întrebarea și poate avem și un răspuns pentru ai drepturi, domnișoara multe? Nicoleta, care spune așa, doamna Tatoiu, cum pot să fac să nu mă afecteze certurile dintre părinți? Este o adolescentă. Certurile dintre părinți. E clar că e afectată de certurile. Îți dai seama. Bineînțeles. Nu, că, dacă e și nici nu poți să te duci la 14 ani să-i spui... Părintele, vă rog, nu vă mai certați că mă simt eros. Foarte mulți adolescenți se închid în ei. Da, bineînțeles. Nu, numai că se închid. Eu am avut, ca profesor, eu la orele de dirigenție, da. le invitam să vină să-mi... Povestească. Nu, să-mi pună... Unele nu vor să vorbească. Și atunci aveam o cutie în care puneau că la ăia de la SRI. De la securitate. Da, și îmi scriau și... fără să dea un nume, în clasă, când erau, de regulă, cu fetele făceam o serie, cu băieții ăștia, că nu le pui, la 14 ani nu le poți face împreună cu ambele sexe. Că nu înțeleg, voi maturizați mai greu. Da, rămânem copii toată viața. Haideți să-i deci răspundem. Cum facem cu Nicoleta? Deci, rugămintea mea e următoarea. Să caute în familie, nu poți să vorbească cu ei, că nebunii când se ceartă, pe altcineva cu care să urmească. Altcineva din familie. Un bunic, o mătușă, un prieten de-al mamei, o prietenă de-a mamei, un prieten de-al tatălui în care ea să aibă încredere și pe care să-l cunoască suficient. Și care ar putea interveni. Care ar putea. Da. Nu la vecini, nu la prietenii de la școală. Pentru că copiii la vârsta asta sunt răi și se bucură de... necazurile. Nu există prietenie absolută, chestia asta, my best friend la 14 ani. Îți ia scaunul de sub tine. Și atunci trebuie să cauți
pe cineva, te pe cineva din cercul social cu care tu te simți bine, sau dacă părinții merg la biserică, și asta este, să mergi să vorbești cu preotul. E obligatoriu să vorbești? Asta e o soluție. E mai bine să vorbească decât să se închidă în ea într-o cameră și că, domne, trec peste asta? Sfatul meu pentru toți copiii între 12 și 18 ani, că e cea mai nasoală perioadă. Și frumoasă e liceul ăla, dar și nasol, că ești fac aia și nu, atunci se fac cele mai mari greșeli în viață. Rugămintea mea este să nu ia decizii pripite. Să nu ia decizii pripite. Dar în principiu să vorbească sau să și facă? Să, depinde, nu cu oricine, atenția. Bun. Pentru că se întorc împotriva ta, deci ăștia, dar să nu țină în ea. Vorbește cu omul potrivit. Trebuie să caute potrivit. Să vorbească cu omul potrivit, să se descarce. Și femeile, în general, nu țineți nimic în voi că faceți psoriasis. Vă mulțumim foarte mult. Cu drag. Și vă așteptăm cu drag săptămâna mulțumim viitoare. Mult. Cine știe ce întrebări mai primim din partea telespectatorilor.